Fight din turneul Coliziune la Budapesta. Croatul Mihailović Daniel Ghiță nu mai are nevoie de prezentare, tocmai l-am văzut în imagine cu pantaloni albi, iată, împotriva lui Mihailović. Daniel se antrenează de ceva vreme cu antrenor în Olanda. A făcut pasul corect. În Olanda găsești cei mai buni antrenori pe care poți să ți-i dorești pentru acest sport și adversari pe măsură la sală, pentru că e important să ai adversari puternici de sparing. Ascultă foarte cu minte Daniel Ghiță de indicațiile antrenorului său. Combinații scurte, dar foarte înfipte, foarte puternice. Are avantajul alungei superioare în fața adversarului său croat. A fost câteva lovituri foarte tari pe coapsă pe care i-a dat. Și insistă, bine face. Și cade Mihailović. Hai să vedem dacă se poate ridica. Nu, no, cred că s-a încheiat meciul. Cred că avem încă un knockout pentru un român în această seară. Ceea ce ne bucură, o victorie în prima repriză și pentru Daniel Ghiță în turneul de la Budapesta. Cred că au fost 5 lovituri date cu piciorul drept de Daniel Ghiță și Daniel are oase suficient de puternice încât să îl facă pe orice adversar să simtă durerea. Victorie superbă și pentru Daniel. A fost un knockout foarte dur, în schimb a fost un knockout foarte dureros pentru adversar. A lovit frumos, stânga-dreapta, vom lua însă acum o scurtă pauză și ne vom întoarce cu ultimul meci al serii. Zevad Poturac împotriva lui Alexei Ignașov, top 5 al celor mai frumoase knockout-uri, va încheia emisiunea. Să ascultăm însă decizia. Győzt az első menetben KO-val, 1 perc 22 másodpercnél. Winner by KO, first round, 1 minute 22 seconds. Învingător prin knockout în prima repriză, Daniel Ghiță, România. Rămâneți cu Fight Club!